Vai de mine ce aici! Vă salutăm, prieteni, și bine ați venit la un nou vlog. E duminică după masă, dacă nu vă știu, nu? Nu mai știm cu sărbătoarea asta de Sfânta Mărie, nu mai știm ce zile îs. E duminică după masă, suntem la Pride. Mergem să vizităm o casă de flutări. Da. Sau cum se numește, dragă, că tu ai studiat mai mult. Casa de flutări. De fapt, casa de flutări exotici. Am înțeles, deci nu orice fluturi, sunt fluturi exotici. Aduși din America de Sud, Africa și Asia. Da, noi suntem aici pentru că, scuze dragă că te-am întrerupt, Maia îi în cantonament de sâmbătă dimineața, o să mai stea până vineri, dacă nu greșesc. Ei au aici un program bine stabilit și ne-a invitat și pe noi dacă vrem să venim. Păi ne-au spus că acum e cantonament, știi, nu-i concurs, au voie și părinții, toți părinții dacă vor să vină și să participe, să vadă cum, că nu e atât de strict ca și când e, când e concursul. Și să revenim la casa de fluturi, sau zicem acolo. Da, dar poți să le povestești până acolo. Da, noi, nu e neapărat o poveste, ci că e prima casă permanentă de fluturi din România. După aia s-ar mai fi făcut, dar e prima casă permanentă, unde permanent sunt aduși fluturi. În perioadele astea calde poți să-i vezi în splendoarea lor, chiar îți curioasă ce fluturi eu sunt. Și cum arată, că n-am mai văzut, adică nici n-am auzit până acum de așa ceva. Apoi să fi văzut. Am fi vrut să mergem și la salină, să intrăm înăuntru, dar din păcate e închisă. Și pe site-ul lor spune lucrul ăsta. A fost ceva eveniment, nu știu, incident. Da. A fost ceva incident și până nu pot să asigure siguranța, au închis salină. Nu știu, nedeterminat. Uitați echipa. I-am ajuns din urmă. Deci câteva instrucțiuni de azi de... Deci, practic, suntem înăuntru, nu? Da. Aici ați flutări. Da. Ia uite. Au peste tot. Cine scos? Să vă duce și jos. Să nu scos. Să nu scos. Unde e mai iară? Uite cum crezi. Vai, dar tu știi ce? Tu știi ce îmi plac fluturi? Doamne. Uite, ăsta săracul, eu căzut din adică. Cred că astea-s cristalidele, că îi aduc sub formă de cristalide și asta cred că-ți arată evoluția lor până se transformă în fluture. Cred că nu-i doamnă să ne explice. Dar așa arată, știi? Stau cu capul în jos, da, uite, pe capul în jos. Și zice că la unele specii între 7 și 14 zile până iese. În cât timp se nască? Poate aflăm și pe care. După lunga călătorie, în urma care asusesc la noi crisalidele, am zis alte crisalidele, ele ajung într-o clocitoare construită special în acest scop. În această clocitoare trebuie asigurată temperatura, umiditatea, cu atenție sporită și sub o supraveghere continuă și în funcție de specie, după câteva zile încep să iasă fluturii din crisalide. Am înțeles. Dar să vedem, zboară? Nu-s de plastic. Nu de plastic.
Reacționează? Da. O zis că nu-i atinge. Numai dacă se mai iepe de gust. O zis că nu crede, că uite, ăsta se mișcă, uite. Ăla mănâncă. Da, uite, la surioara lui Maia. De surioara lui Maia vrea. Nu mai de seara. Da, nu, să mă sumim. Hai, hai, mă. Pune două de tine. Nu, nu, nu. Și ăsta. Pune și ăsta. Mai ție ți-e frică? Da, din cauza că așa. Dar nu cred că vrea. Nu vrea. Nu vreau, nu cred că nu vrea. Există specii care în stadiul de putere nu se hrănesc de aici. Asta e interesant. Și cât trăiești atunci? Și o doamnă antrenoară cu copii foarte entuziasmați. Uite la mine. Alesia, uite-te. Foarte fain s-o deschis foarte. Dă-i și la Maia, te rog. Pune acolo. Trebuie să nu se sperie, așa. Uite-te mai jos. Nu vrea, dar la tine. Nu mai pune mâna pe azi. La Maia pe mână. Da, la așa pe mână. Dar ăsta are picioruțe mici. Asta toată lumea l-a luat. Și pe deget. Hai, are picioruțe fine. O, ce fine! Sunt picioruțele. Nu se suportă să simtă picioare. Trebuie să învețe. Că nici eu nu-mi plac, nu-i scârbă. Mai, Maia. Nu mă speria. Uite, Maia, uite-te la mia. Dar nu stă, tata, dacă nu pui pe mână să simtă pielea, așa. O secundă. Forever. I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? Avem aici și o broască, ce scunsă. Hai, 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 hai. Vedeți că strălucește apa. Așa arată incubatorul pe exterior, e ca și un ou. George, da, atinge-l! Să pus pe tine! Să pus pe tine, acum când scap de el, îl duci cu tine? Îl atinge. Hai, George! Ia-l jos! Ia-l jos! De picioruș, așa. Ia-l tu, Maia! Hai, așa. Lucrul ăsta îmi place foarte mult aici. Chiar te îndeamnă să filmezi, să faci selfie-uri. Foarte drăguț. Nu ca în alte locuri care ți interzice să filmezi. Și aici te mai poți delecta, asta fel de suveniruri. Dragă, luăm câte un ceai. Nu, ciocolată la foc. O să-mi dai și mie. Ceai de lavandă, nu? Cum se numește, nu vă spuneați? Da. Ceai sau? Lavandă. Ah, limonadă de lavandă. Eu vreau să gust, dragă. Îmi dați una, vă rog. E cu fluturi sau nu? Nu, cu fluturi. Așa, mă înțeleg. Eu la dorești, eu nu am
Una deocamdată, să vedem cum e, nu am mai băut niciodată. Și dacă ne place, mai cumpărăm. Bine, 12 cu 6, 18 lei. Cu ce? E un loc de relaxare. Foarte frumos, amenajat. Haide, a stat aici să bem. Da, e lavandă cu fluturi. Hai copii, beți? E cu piciorușe de fluturi. Hai să vedem. Ioi fluturile. Ei, oare gust de fluturi? Îl lavandă. Suc de lavandă. Suc de lavandă. Nu, cum i-a zis? Limonadă de lavandă sau așa ceva? Flori marți. E foarte bun. Ai băut, George? Hai, da. Bă. Să nu merge și fluturile. Așa că e bun. Dar să nu înghiți fluturile, doar supă. E ca un fel de ceai. Da, un ceai, e foarte bun. De ce nu-ți place tata? Are gust de are chestiile astea mici prin interior și a sămânță sau ce plus și îți da senzația că flutur după ce am văzut o jumătate de oră numai fluturi. Acea mai care gustă sucul de fluturi. Vezi acolo sunt fluturi, tata, vezi? Ce? Da. Dai fluture, tata. Hai să nu bei fluture. Interesant. Ce mai, îți plac fluturii? Sucul de fluturii? Mi se pare scump. Da, tu te referi la frumusețe, nu e bine. Sau vrei să altul cura mai crem, care e mai fain? Nu știu, dragă. Ce-ți plac fluturii? Sara, care e mai frumos? Sau este din ăla așa gălbenuț? Deci ăla negru, cu un pic de galben mare, tablou mare. Exact, care mai scump? În exterior casa fluturilor. Dacă bine mă uit la ei, ar încerca să fie un flutură. Putem zice și asta. E deschis de la 9 la 19. Și aici sunt fluturașii de la gimnastică. E ora 8 seara și încă fluturașii de la gimnastică mai au activități. Hai, prezintă ce activitate aveți acum. Păi, avem concurs de tatuaje. Ia să vedem ce concurs avem în seara asta. Nu știu, ce v-ați pregătit? Cum? Tatuaje. Tatuaje? Da. Și ați făcut ceva? Ați reușit sau? Da, unde sunt tatuaje? Nu știu, eu vă văd așa, fața e curată, tot. Unde v-ați ascuns tatuaje? Păi, dar nu pe față. Nu pe față. Pe mâini, pe picioare, dacă iată, mi-am făcut. Și pe o să vă dezbrăcați, să mi-arătați tatuajele sau cum? Sau, de ridicăm așa. A, deci vă ridicați așa. Bun, bravo. Deci cum am făcut și ieri, de la concurs de desene. Am început din dreapta în stânga, da? O să vă ridicați pe rând fiecare. O să vă prezentați cum vă cheamă, că
poate părinții, poate eu, nu vă știu cum vă cheamă, sau mămicii, sau Andreea. Și trebuie să vă cunoaștem, știi, până joi, până vineri, o să reușim să vă cunoaștem pe toți. Da? Cât sunteți de, cât sunteți de cuminți, cât sunteți de arnici, de muncitori la gimnastică. Ați avut camerele curate, apropo? Da. Și ați ascultat întotdeauna ce vi s-a spus? Da. Nu știu, Fulgă, da? Da. Tot? Nu, păi ziceți și nu. Nu, tot da. Da, mâine o să ascultați, așa-i? Da. Caramelele bune, ați spus ce-s bune. Ești prea bune și păcat să nu primim. Bun, petițele. Sunteți sănătoși? Asta să mai întreb încă. Da. N-aveți nimic? Bun. Ia să vedem. O invităm pe Fulga. Ai pus ceva lipit, așa ai pe... Nu. Ce ai făcut ieri? Dar eu te întreb pe cutier, nu mi-am arătat ce e. Ai făcut tatuaj astăzi? Da. Hai să văd, da, dacă tot ai vrut să-mi ales. Și... Do you feel like all you do is wait? And your help is in the hands of fate. De tatuaje? Bravo! Ia să vedem ce te-ai pregătit. Uite-te la mie ce am pregătit. Vai de mine, ce frumos! Dar de unde ai avut tu pietricelele alea? Că la casa de fluturi nu prea... Nu știu, nu erau pietricele. De unde le-ai? Le-ai adus de acasă. Și fluturașul ăla de unde ți l-ai imaginat așa culorile? Că parcă la casa de fluturi nu erau cu mob. Era cu vouse, era cu albastru, cum? Pe o? Era portie. Foarte frumos. Deci văd că și pe tine o impresionat acolo, nu ce ai văzut. Așa-i? Bravo! Find yourself under the way. When you're wishing you could clean the slate. When you're tumbled. Foarte frumoase tatuaje, foarte, foarte frumoase. Cred că pentru că ați muncit în seara asta, ați muncit dimineața, ați fost foarte cuminți, au avut camerele ordonate. Voi ați fost foarte disciplinați, nu mai spun în piscina, ați fost extraordinar. Cred că meritați să fiți și premiați, așa-i? Da! Nu, n-am auzit, da? Da! Hai să vedem ce, cu ce ne primim noi. Cum bine, Fulga, așa veți primi, nu sunt la fel, toate sunt diferite. Dacă cumva vă place mai mult unul la colega, prietena, și ea ți-l dă și puteți să faceți schimbul între voi, nu mă supăr. Dar dacă vă place la care ați primit, ăla îl primiți, da? Cum se nimerește din Fulga, așa aveți noroc. Hai, Fulga, ioi tu ce bine l-ai nimerit, e cu căluțul. Nu, no, asta, da. Așa, fiecare... Stai cu mâna sus, să fii pregătit ca vine mingea. Dar prin spate se dă, prin spate, nu te-ntorci, nu te-ntorci prin spate, da. Așa, acum, depărtează-ți picioarele, depărtează-ți picioarele. Și încearcă să dai între picioare la cea din față. Și trebuie repede. Da, și iar o dai în spate. Pe jos, pe jos, pe acolo, bravo tati, bravo, bravo, așa, bravo. Hai. George, Sara, bravo, bravo, dă-o jos, bravo, bravo.
prins aici nocturna și meciul continuă. Tu nu dansezi? De ce? Nu știi dansa? Nu te vezi? Free.